Dacă la pian se poate cânta la patru mâini, o carte poate fi scrisă la două mâini sau la două capete, cum este cazul volumului Sarget Greșeală de Hortense Ulrich și Joachim Friedrich. Despre Joachim Friedrich știm că el călătorește mereu, participă la lecturi de carte, dar se străduiește să-și vadă cât mai des familia aflată în Botul. El locuiește în Bremen și încearcă zadarnic să se ocupe de cei doi câini, mai mult decât neastâmpărați, de cele două fiice adolescente care sunt de nestăpânit și din când în când chiar de soțul ei. Cei doi autori nu aveau absolut nimic în comun decât simțul umorului și succesul ca scriitor. Totul a început atunci când Hortense Ulrich i-a trimis un mail lui Joachim Friedrich. Astfel a început să prindă contur romanul Thick Mauve and Very Blue. De fapt, așa începe și acțiunea. Este vorba despre un băiat care trimite din greșeală unei fete un e-mail și de aici începe o întreagă tematură, o serie de aventuri. Fata este, cum spunem în ziua de azi, un copil de banii gata. Tatăl ei are un imperiu de cosmetice, iar el este fiul unui proprietar al unei mici patiserii. Ei se întâlnesc, așa cum spuneam, prin intermediul e-mail-ului. De fapt, cartea este, conține exact e-mail-urile imaginare între cei doi și pentru a fi mai ușor de identificat, ale băiatului sunt scrise cu bleu și ale fetei cu roz, desigur. Dacă nu cumva din greșeală s-au schimbat culorile, vă las pe voi să vedeți acest lucru. Până la urmă, lucrurile se precipită, există și riscul de a ajunge la închisoare pentru cei doi protagoniști, pentru că încearcă să îi salveze pe cobaii folosiți de tatăl fetei pentru experimentele sale în domeniul cosmeticii, dar bineînțeles că până la final scapă cu bine. Este foarte interesant pentru adolescenții din ziua de astăzi să citească astfel de carte, pentru că ei stau foarte mult pe internet, folosesc e-mail-ul, messenger-ul și mai nou Facebook-ul, așa că cu siguranță această carte va avea foarte multă priză, mai ales că este apărută în colecția Cool a editurii Aramis. Subject Greșeală, Thick Mauve and Very Blue, are și o continuare, Iubirea plutește în aer, dar până acolo vă invit să vă opriți la acest roman, pentru că vă ține cu sufletul la gură datorită aventurilor prin care trec cei doi protagoniști.